21. A doua măsură privește posibilitatea de a, și nu doar posibilitatea, ci obligativitatea de a înregistra video folosind tabletele care sunt deja în dotarea secțiilor de votare, în dotarea tuturor secțiilor de votare, atât în România, cât și în secțiile de votare din străinătate. Folosirea lor, cum spuneam, pentru a înregistra cu un cadru general desfășurarea procesului de numărare a votului. Este o măsură pe care noi am considerat-o foarte importantă pentru a elimina orice suspiciune cu privire la acea etapă a procesului electoral foarte importantă, o măsură care, cred eu, vine în susținerea și în beneficiul tuturor participanților la politici, tuturor partidelor politice care vor participa în cursa electorală, pentru că va da posibilitatea de a verifica integritatea procesului de numărare a voturilor în acea etapă.